Marea actriță Draga Olteanu Matei s-a stins din viața azi noapte la 87 de ani. Tristul anunț a fost făcut de conducerea Spitalului Sfântul Spiridon din Iași, unde îndrăgita actriță fusese adusă de la Piatra Neamț după ce suferise o hemoragie digestivă. Coana Chirița sau Veta lui Neamărin sunt doar câteva dintre sutele de roluri jucate în 50 de ani de carieră. Draga Olteanu Matei ne-a dăruit nouă publicului viața sa, iar noi am răsplătit-o cu dragoste, respect și aplauze. Eu m-am pomenit recitând, m-am pomenit de când mă știu jucând, am jucat începând de când eram copil. O artistă completă care a interpretat de la dramă la comedie în peste 50 de piese de teatru, 90 de filme și 100 de roluri de televiziune, Draga Olteanu Matei s-a stins din viață azi noapte la Spitalul Sfântul Spiridon din Iași. Adusă de la Piatra Neamț cu hemoragie digestivă superioară, starea îndrăgitei actrițe a fost gravă încă de la început. La ora 2 și 11 minute, inima ei a încetat să mai bată. Evoluția ei a fost staționară și, în ciuda eforturilor de terapie, de diagnostic, de monitorizare ale echipei din Spitalul Clinic Județean de Urgență Sfântul Spiridon, evoluția a fost nefavorabilă. Pe cât de mare i-a fost renumele, pe atât de modestă a fost ca om până în ultima clipă. Născută în București și cu viața profesională legată de capitală, Draga Olteanu s-a îndrăgostit însă de Piatra Neamț și a hotărât împreună cu soțul ei să-și petreacă în acest oraș bătrânețea. Soțul meu a fost cel mai mare susținător al meu și cel mai bun prieten. Și cea mai adevărată iubire, nu dragoste, să facem diferența. În 2014, soțul ei, medicul Ion Matei, s-a stins și, rămasă singură după o căsnicie de 44 de ani, artista s-a retras la o prietenă. Noi tot am sperat, adică ne-am legat de fiecare moment, am zis că o să fie bine. Am discutat cu medicii, medicii nu ne dădea niciun fel de speranță. Și astăzi dimineață, la ora 7, am primit telefonul că, da, ieri am vorbit ultima dată. Doctorul mi-a zis că, într-adevăr, este foarte greu. Ultimele cuvinte care am vorbit cu dânsa mi-a zis că toată lumea s-o ierte, da, pentru că a avut gură mai slobodă, da, și că să se vorbească numai de bine despre dânsa, după ce nu va mai fi. O mare pierdere, o mare artistă. O femeie deosebită, simplă, nu că este cineva la valoare ei cu asta. Vorbeai ca și cu un om obișnuit. Era foarte plăcută. Plăcută și simpatică. Dumnezeu să o ierte. Draga Olteanu Matei spunea mereu că vrea ca lumea să-și o amintească pentru rolurile ei, nici de cum ca pe un om bătrân. Chirița sau Veta lui Neamărin era fericită că televiziunea și cinematografia au această magie de a păstra pentru public imaginea artistului și nu a omului din spatele măștii, peste timp, indiferent de câți ani vor trece. E o mare pierdere. Draga a fost un artist total și în activitatea ei de atâția ani a avut ce să facă și să lase în urmă moștenire celorlalți. Tatăl meu a zis să poarte numele Draga, să fie dragă tuturor. La 23 de ani, Draga Olteanu Matei termina facultatea de teatru și fascina România cu prezența scenică, cu felul în care crea fiecare personaj. Așa a fost de pildă cu Ana Chirița. Mami, spremnici! Dar, destul am mognit la țară! Vreau să mai fandaxesc și eu prin lumea cei mari! În 1979, Draga Olteanu Matei cucerea România cu rolul Vetei din Neamărin, miliardar. Oamenii ieșeau din cinematografe cu lacrimi de cât râseseră. Era cea mai vizionată comedie românească a tuturor timpurilor. Aveți aeroport la Băielești? Aeroport la Băielești? Auzi de aeroport la Băielești? Tași-mă din gură până avem izlazul, e întins ca în palmă. Dar un artist nu e complet fără să abordeze și genul dramatic. În filmul Patima, de exemplu, pentru care a scris și scenariul, Draga Olteanu Matei arăta că poate juca în orice registru. Eu plec din Lugoș. Unde? Spune măcar unde. De ce? Sever. Slujba de înmormântare va avea loc duminică la biserica de lângă turnul lui Ștefan cel Mare în Piatra Neamț. Dumnezeu să o odihnească în pace. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.